Rarul ar trebui să facă treaba. Dar nu e singurul, domnule ministru. În București sunt cu zecile. Da, de aceea rarul trebuie să facă treaba și nu să accepte tot felul de lucruri când te duci să rematriculezi, adică să ai acel control periodic, pentru că dacă se pune la rar, pe autobuzul acesta normal se măsoară emisiile, mașina aceasta ar trebui să dispară. Rarul este o instituție de laborator. Exercită... Este o instituție de laborator la care dacă te duci, nu primești viza. Rarul este o instituție națională care reglementează și autorizează toate stațiile ca ITP care verifică mașinile. Și aici ar trebui să... Eu nu de prima dată spun lucrurile acestea, dar parcă la zona aceasta serviciilor care au dreptul de a verifica și a audita, să spunem, mașinile, ITP-urile, nu se face o treabă cum ar trebui. Dar Ministerul Mediului ce control exercită asupra... Aici, din păcate, nu prea avem niciun control. Nu avem. Noi unde avem control este simplu, ca să obligăm toți producătorii la producție să respecte ceea ce e scris în caietul mașinii. Pe de altă parte, toate serviciile să controlăm dacă au activitate corectă, nu din punct de vedere ITP-ului. Adică acolo este o activitate de om, este o problemă de poliție, este o problemă de gardă financiară și așa mai departe. Și mai au altă problemă, domnule ministru, diferența dintre legi care sunt avangardiste și practici care sunt uneori stimulate de altceva, de bani, de interese. Am fost la un eveniment nu de mult, în noiembrie, unde am 10 hectare de pădure, am înființat cu un partener și ne-am dus cu autobuzul din București. Special am urcat în autobuz să mă duc cu colegii din presă și cu alți colegi și de sus am reușit să am o viziune asupra ceea ce se întâmplă numai în fața curții, în spatele curților. Cred că avem încă foarte mult de făcut, să lucrăm cu omul, cum percepe până la urmă, să-și gospodărească mediul pe care îl înconjoară, pentru că sunt mari probleme. Deci dacă m-am speriat, sincer vă spun, m-am speriat și mi-am dat seama că încă avem foarte multe lucruri, ce am făcut anul trecut, că am tematizat mediul, anul acesta vom tematiza în continuare. Parte și cu teme și mai delicate, dar și controlele atât la cetățean cât și la companie va fi mult mai publică, pentru că altfel se învață. Aveți un minister și o misiune specială, pentru că sunteți de multe ori legați de mâini și de picioare, sunt lucruri pe care trebuie să le facă o mulțime de alte instituții, de persoane și așa mai departe. Spre exemplu, românii sunt în continuare foarte îndrăgostiți de mașină, de mașina mică, lucru care duce la o poluare extraordinară, dar nu avem un transport care să înlocuiască lucrul ăsta. Da, de exemplu, un program și deja am și transmis semnale printr-o scrisoare sfârșitul anului și anul acesta începem să discutăm. Doresc ca să se întâmple în România ce se întâmplă și în alte țări europene, ca acele camioane care tranzitează țara să meargă pe cale ferată. Și alte și alte și alte exemple. Vom veni cu foarte multe lucruri. Avem idei foarte clare pe controle, pe tot ce înseamnă înverzirea României. Aveți idei foarte clare, avem și munți de gunoi foarte exact. Mari care tronează în spatele blocurilor de deșeuri, din România. Schimbarea radicală va fi și sunt în pregătire 3 hotărâri de guvern, una se leagă de ambalaje. Vreau interzic să se dea gratuit ambalaje, pungi în magazine, cum se întâmplă deja în țările europene, pentru că e păcat, ar trebui plătit. Zeci de ani îi trebuie unei pungi să se descompună. Dacă se dă ceva gratuit să fie biodegradabil, se poate. Există și plastic biodegradabil, din fericire, deja. Sau, pe de altă parte, pe deșeuri. Trasabilitatea lor, tranzitul lor, vom face un control foarte riguros, vom... Vor fi obligați oamenii să pună sticlele și hârtiile și acela vine cum se creează și industria și cu proiectele de investiții mari, dar sunt lucruri care nu depind de investiții. De exemplu, dacă camionul de deșeuri ajunge la groapa de deșeuri sau ajunge undeva pe lângă colț de stradă, se va crea anul acesta, în primăvară, un sistem de urmărire prin tot felul de certificate care trebuie să fie completate, birocrație, dar și japonezii fac birocrație pe tema aceasta și nu aruncă oriunde deșeurile. Și dacă prindem mașini care duc transport ilegal de deșeuri sau depozitează undeva ilegal, vom confisca și mașinile. Deci vom merge pe lucruri foarte îndrăzneți, pentru că altfel nu merge. Nu merge. Deci eu cred că dacă nu dăm semnale clare, care oricum n-au impact pe termen scurt, dacă se mulțesc tot felul de decizii pe termen lung, se va schimba ceva, pentru că totuși România este tot România, cu lucruri bune, dar și cu lucruri foarte rele.